România comemorează astăzi Ziua Eroilor. Pe întreg teritoriul țării au avut loc numeroase manifestări în cinstea eroilor neamului. Ziua Eroilor se sărbătorește în fiecare an cu prilejul Înălțării Domnului. Evenimentul a fost marcat la Zalău printr-un ceremonial religios, depuneri de coroane și o defilare militară. În august 1920, regele Ferdinand I a promulgat o lege prin care stabilea că de ziua Înălțării Domnului, la 40 de zile după Sfintele Paști, se vor organiza anual, la nivel național, manifestări comemorative în cinstea eroilor căzuți în război. Manifestarea desfășurată la Catedrala Sfânta Vineri din Zalău a început la ora 12 cu un moment de reculegere, ținut concomitent cu tragerea clopotelor și a continuat cu intonarea imnului național al României. La ceremonia organizată de Ziua Eroilor au participat oficialități județene, reprezentanți ai administrației și instituțiilor publice, veterani de război, cadre militare, elevi și zălăuani de toate vârstele. La 2 mai 1995, Parlamentul României a adoptat o lege conform căreia Ziua Înălțării Domnului a fost declarată Ziua Eroilor, pentru a omagia jertfa celor căzuți în luptă pentru libertatea și independența poporului român.